În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Bisericioși, iată-ne din nou în fața praznicului nașterii Maicii Domnului, primul mare praznic al anului bisericesc, cum era și firesc un an care începe la 1 septembrie să aibă în prima săptămână o sărbătoare care să ne vorbească despre începutul mântuirii neamului omenesc. Dar fiind faptul că pericopa Evangheliei este comună cu cea a praznicului care încheie anul bisericesc, 15 august, adică praznicul adormirii Maicii Domnului, vă imaginați că în fiecare an, la 3 săptămâni diferență sau la un an fără 3 săptămâni în partea cealaltă, v-am vorbit despre Marta și Maria în fel și chip. Am luat o pauză anul trecut atunci când v-am vorbit despre naștere din punctul de vedere al unui bunic și v-am promis că vreau să vă vorbesc despre nașterea Maicii Domnului și din perspectiva unui străbunic, dacă m-a ajutat Dumnezeu să ajung și vremurile acelea să vă spun cam cum simte străbunicul. Bunicul, v-am zis, sunt câteva cuvinte. Dar fiind faptul că nu am ajuns străbunic între timp, nici nu aveam cum să ajung, eu astăzi am să vorbesc totuși despre Marta și Maria. Dar nu despre cele două surori ale lui Lazar, cât despre două atitudini pe care le găsim desfășurându-se sub ochii noștri și mai mult, două atitudini care se zbat în noi, în același timp. Și anume se spune că într-una din zile Mântuitorul a intrat în casa Martei, care mai avea o soră, pe Maria. Și Marta se silea să facă o spățmare, ceea ce și făcea. Maria însă stătea la picioarele lui Iisus și asculta cuvintele lui. Și la un moment dat a intrat Marta și a zis Mântuitorului: Învățătorule, nu ți se pare că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Și atunci Mântuitorul i-a spus: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, un singur lucru însă trebuie. Maria și-a luat însă partea cea bună, care nu se va lua de la ea. Și auzind acestea, o femeie din popor a strigat cu glas mare și a zis: Fericit este pântecele care te-a purtat și sânile care ai subt. Și Mântuitorul a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Iubiți credincioși, eu m-am gândit în multe feluri și v-am zis, dacă de două ori pe an a trebuit să mă întâlnesc cu această pericopă, numai în cadrul liturgic, acum vă imaginați și la ceea ce citesc eu din Noul Testament, m-am întâlnit de foarte multe ori cu Marta și cu Maria și întotdeauna am crezut de cuviință că trebuie să înclin balanța într-o parte sau într-alta, să vă fac pe dumneavoastră să le alegeți pe ambele atitudini din ceea ce a făcut Marta, ceea ce a făcut Maria, dar astăzi la Sfânta Liturghie m-am gândit că originalul din care putem citi este unul evreiesc, adică este scris de la sfârșit la început. Și m-am gândit să o citesc și eu invers. Acum să nu credeți că am început să citesc literă cu literă invers, nu. Verset cu verset să citesc invers, să văd cam despre ce este vorba și așa este. Înțelesul este numai dacă citim invers. Și anume, am început cu versetul final care spune: Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Eu care credeam că aceasta este o concluzie, pentru că la sfârșit se trage concluzia, aflu acum că acesta este de fapt motoul. De aici pornesc toate celelalte. De aici o întâlnim pe Marta și Maria, nu ca personaje, ci ca atitudini. Adică ce a apreciat Mântuitorul și ce nu a apreciat din punctul de vedere al Martei la sora ei Maria. Este foarte simplu, de acum se deschid alte perspective de a vedea lucrurile. Dacă Mântuitorul a spus: Marto, Marto, te silești și te îngrijești de multe, un singur lucru însă trebuie,
Imediat o vedem pe Maria prezentată ca cea care stătea la picioarele lui Iisus, care asculta. Și atunci, bineînțeles că noi ne împărțim și les ne tragem turta pe focul, jarul pe turta noastră. Și dacă avem așa o atitudine mult mai voluntară și suntem mai aplecați către a face ceva decât a asculta, bineînțeles că atunci ne dăm și noi cu Marta. Uite, a făcut o spăț, ia uite cu tare și acum să vezi ce pățește sorsa, care a crezut că puterea contemplativă este mai mare decât puterea executivă. Și Mântuitorul a zis, un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună. E, aici e toată greutatea. Ce înțelegem noi din asta? Păi fiecare la început înțelegem ce vrem, dar acum eu vă oblig, fiind după Soleie, să mă ascultați cum cred eu. Se spune că odată un fierar și-a simțit bătrânețile aproape. Cam cum aș fi eu acum, mă gândesc că peste 13 ani jumate mă pensionez. Acum nebunia e capul meu mereu. Dar trebuie să vă spun să o știți și dumneavoastră. Mă gândesc așa, mai sunt 10 în toată Constanța înaintea mea să se pensioneze, deci eu sunt al 11-lea. În 13 ani jumate, băieții cred că își freacă mâinile. Da. Și eu aștept acum să am atitudine, că dacă vine pensionarea și n-ai atitudinea pensionarului, să știi ce trebuie să faci în momentul în care ești anunțat că intri într-o altă etapă. Acum, slavă Domnului, când am fost anunțat că o să fiu bunic, în 9 luni de zile am plămădit bunicul de mine. Mă gândesc că peste vreo 23-25 de ani o să fiu străbunic și iar mă pregătesc, dar peste 13 ani jumate suflă pensionarea peste mine. Și așa cum era ca mine fierarul respectiv și-a dat seama că vine pensionarea, voi trebuie să fac și eu un ucenic. Așteptat să vină din fiii satului, nimeni nu vrea să dea cu ciocanul și să stea la 70 de grade vara să dea la foale, nu. Și atunci a dat un anunț că angajează și să vină la casting, să zic așa, și au venit vreo 2-3, unul dintre ei însă a câștigat marele casting pentru că a zis că el muncește și pe mult și pe puțin, dar mai mult pe puțin, nu-l interesează decât să facă ucenicie. Bineînțeles că imediat a fost primit cu brațele deschise și a început să îi se predea primul curs. Și anume zice, uite, tu dai la foale și ții de, cu mine de potcoavă. Și când se o așezi eu pe nicovală, zice și te uiți la mine, numai în capul meu te uiți. Și când dau din cap, dai cu ciocanul. Bineînțeles că a doua zi, satul respectiv avea un nou fierar. Așa înțelesese omul, când dă din cap, să-i dea cu ciocanul. Bineînțeles că în cap. E, cam așa suntem noi. Noi înțelegem ceea ce ni se pare nouă. Dar între noi și celălalt pe care trebuie să-l înțelegem, să știți că întotdeauna există un anumit curs. De exemplu, rar mi se întâmplă, dacă mi se întâmplă, trebuie să vă spun. Mă mai încurc prin oraș la anumite adrese. Ori sunt străzi noi, ori așa. Și întreb la telefon, dar pe unde e cutare? E, cum îmi zice două repere, eu imediat, mie mi se pare că am înțeles. Și la un moment dat când mă apropii, zic, gata, acum știu. Și când mă apropii că după colț urma să văd ceea ce aveam eu în cap. Mi-am dat seama că ceea ce zicea că e pe stânga e pe dreapta, ceea ce e înainte e înapoi, am trecut de un anumit reper, deci ceea ce credeam eu că am înțeles, n-am înțeles. Dar să vă spun una și mai tare, era la București cineva care se oferise tuturor rudelor, cunoscuților și prietenilor, ca oricând ajung în București și se încurcă, acum bine, mai sunt GPS-ul, Waze, una alta, e mai simplu, dar eu vă povestesc de acum vreo 20 de ani. Și zice, uite, cum ajungi în București, ziceți unde sunteți și vă zic eu exact, vă ghidez. Și la un moment dat îmi povestește bietul om, zice, m-a sunat un fiind de-al meu după la Botoșani, zice, zice, băi, Vali, vezi că sunt aici unde sunt. Am venit după, nu era nici autostradă, nu erau repere maxime. Mă, zi-mi și mie, ce vezi? Zice omul, ce vezi? A, păi ce, în stânga, da, în stânga, metro. Metro, bun, și mai încolo așa? Cora. Unde poate să fie, în ce sector al Bucureștiului este metro lângă Cora?
Și zice, mai departe, zice, asta e așa că am văzut doi motănei, dacă cu două, cu două mingi care sunt colorate așa. Da, ăla e domo, unde să fie acum? Trei elemente avea. Dar în mintea lui, care știa Bucureștiul foarte bine, nu erau unele lângă altele. Zice, bă, mai zic ceva. Zice, stai, nu că asta este cu moda, asta e cu primăvara. Zice, ce? Păi zice, afișele pe care le-am citit și până acum. A, zice, nu era Metro? Era Metro, dar era un afiș, că e magazinul Metro. Dar nu era Metro? Nu era. Acum, ce vreau să vă spun este următorul lucru. Trebuie să știm cum ne înțelegem cu celălalt, ce repere îi dăm. Dacă omul i-a dat numai niște repere care constau în niște afișe publicitare, comerciale, bineînțeles că omul a crezut că acolo chiar se întâmplă și construcția respectivă. Și nu era așa. Și până la urmă, încet, încet, i-a zis să coboare, să întrebe pe cineva unde sunt. Știi, cel mai important lucru este să știi unde te afli. Pentru că se spune că un om care ajunsese la pensie înaintea mea avea cam 5-6 conferințe pe săptămână. Și la un moment dat îl întreabă unul, după ce era pe la jumatea conferinței, avea o pauză. O pauză acolo și vine și nu vă supărați, dar după conferința asta, unde mergeți? Și ăsta scoate agenda de buzunar și se uită de înainte pagini, înapoi, înainte, înapoi. Zice, vă uitați în agenda să vedeți unde o să fiți? Zice, nu, mă uit în agenda să văd unde sunt. Funcție de unde suntem, putem să spunem celuilalt unde vrem să ajungem. Ei, și acum revenind la ale noastre. V-am făcut așa o încălzire. Să vedem ce înțelegem noi din ceea ce a spus Mântuitorul Martei. Că se îngrijește, se silește de multe, dar un singur lucru trebuie și Maria a ales partea cea bună. Acum noi, ca ucenic cu fierar, ne gândim partea cea bună ce înseamnă. Adică să stau și eu așa, liniștit, să nu mai pun mâna pe nimic și să mă uit în gura ăstuia și asta e partea cea bună. Nu! Partea cea bună nu e asta. Partea cea bună pe care o apreciază Mântuitorul la Maria, știți care este? Că nu a dat-o în primire pe sorsa. Ceea ce sorsa făcuse. Pentru că, pe românește vă spun, Marta a dat-o în primire pe sorsa. Doamne, nu te supăra, dar ia-te de sor mea, că vezi că m-a lăsat singură. Diferența între ele nu este neapărat asupra faptului că una muncea și una asculta. Și de unde știm lucrul ăsta, de unde suntem siguri că este așa? Din faptul că, la sfârșit, așa cum am zis că trebuie să citim la început, zice, fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Adică Maria asculta cuvântul, dar îl și împlinea. Pentru că nu i-a zis Mântuitorului, băi, zi și lua să se potolească. Zi, bă, să stea locului, să stea și ea să te asculte. N-a făcut așa. Pe când sora sa a zis, dar nu ți se pare că m-a lăsat singură să slujesc? Și mie mi se întâmplă de multe ori și chiar mă bucur că sunt elementele aici, neștiind de asta despre cine e vorba, pot să vă spun, și nu mi-au spus la spovedanie. M-am dus în casa cuiva și zic, bă, fraților, să știți că mi-am rezervat jumătate de oră să stăm pur și simplu de vorbă. Mi se întâmplă foarte des și mă cunoașteți foarte bine, foarte rar mi se întâmplă și mă cunoașteți foarte bine ca să știți că nu mint. Sunt mereu pe fugă, mereu grăbit și am mare credință că sfinții pe care îi chem în rugăciune rămân acolo și mai așa ca o remanență a slujbei pe care am făcut-o. Și acum chiar mi s-a întâmplat să le promit clar, rămân. O, gazda, perfect, gata. Și a dispărut în bucătărie. Acum am stat eu preț de 5 minute, dar vă imaginați, erau mult pentru mine 5 minute. Să mă vorbesc cu mine însumi, așa, vorba aia, n-am ajuns nici pensionar ca să o iau puțin cârmiș. Și m-am dus după ei, băi, veniți-mă încoace. Păi nu, că pregătim, mai avem puțin, este la cuptor. Păi stați-mă, veniți încoace, n-ați înțeles nimic, stai jos aici. Și am început eu să le vorbesc frumos despre ei, i-am legat cu evangheliile una alta. La un moment dat soția a fugit. Băi, zic, du-te după ea. Dar stai așa, nu, stai așa că mă duc eu, că dacă te duci tu, rămân iar singur. Ce faci, soro? Păi mai are ăsta 2 minute să uita numai la ceas și la cuptor, să vadă când se scoată puiul. Măi, soro, stai-mă liniștită, că n-am venit pentru asta. Când ai venit pentru asta, o să spun special. Ce vreau eu să vă spun este următorul lucru.
a asculta și a face, trebuie să treacă prin a face ascultare. Ca să faci ascultare este foarte complicat. Foarte complicat. Ți se pare că dacă faci tu, trebuie și ceilalți să facă la fel. Nu. Nu. Și Marta își alesese partea cea bună, care nu s-ar fi luat de la ea. Dar ea a ales, v-am zis, să o dea în primire pe sorsa. Acum vă propun, deși nu e vorba de o parabolă, e vorba de un fapt de viață, vă propun să vă gândiți că Marta făcea masa, Mântuitorul vorbea și Maria asculta. Credeți că s-ar fi oprit Mântuitorul să spună, băi, ia vino și stai și tu să asculte? Nu. Nu. Mântuitorul nu ne vrea pe toți la fel. Ne vrea pe toți desăvârșiți. Fiecare om, după cum are pornirea, după cum are talanții, aia trebuie să-i mulțească. Nu vă ce-ți aminte când zicea Părintele Vasilie, ce tata, ar fi un act de nedreptate să zicem că Mântuitorul iubea mai mult pe Ioan. Zice, nu, Ioan avea vasul mai mare în care trebuia să pună Mântuitorul dragoste și el cerea mai multă dragoste, da, el iubea mai mult, că îi cerea ăsta mai mult. Nu că nu i-ar fi iubit pe toți la fel, dacă i-ar fi cerut și ceilalți, cu siguranță că cu aceeași dragoste le răspundea Mântuitorul. E, așa, cu aceeași dragoste, Mântuitorul a răspuns și celor două surori. Să nu credeți că Dumnezeu, Mântuitorul vroia ca toată lumea să-i se așeze la picioare, că ar fi însemnat ca în biserică toată lumea să stea, dă Doamne, dă Doamne, și dacă se întâmplă ceva, Doamne ferește, nu mai aveam nici biserici, că n-avea ce să-l construiască, nu mai aveam nici locașurile pictate, că se uitau pictorii, Doamne, în fața unei icoane. Eu am prins-o odată pe frații ăștia când pictau. Stătea, ce faceți? Contemplăm, măi, nu v-am chemat să contemplați, mă, lasă că acum o să contempleze cei care o să vină să se închine. Voi ați venit aici să lucrați, da? Hai, puneți mâna pe treabă. Foarte interesantă atitudinea, mi se pare aceea, de a ne păstra într-ale noastre. Dacă Marta știa mai bine să facă o masă, trebuia să-și vadă de masa ei. Nici o problemă. Soră să știa mai mult să asculte, să-și vadă de ascultarea ei. Acum, vă imaginați că Mântuitorul nu ne vrea inactivi. Dumnezeu ne vrea activi. Dar când suntem activi, să nu fim activi și cu ochiul pe celălalt. Ia să vedem ce se întâmplă cu... V-am mai zis eu despre fratele acela al meu, fiu duhovnicesc, care la un moment dat mă anunță că cine știe ce năzdrăvănie urma să facă. Și... el bănuia, vedeți, noi întotdeauna înțelegem altfel sau credem că am înțeles ceva și avem în cap că celălalt așa gândește. Nu. Și când mi-a zis ce are de gând să facă, știți, dar o să vă supărați pe mine, zic, de ce să mă supăr? Păi știți că dumneavoastră nu faceți așa, băi, stai puțin. Eu mă străduiesc de vreo 20 de ani era atunci, acum mă străduiesc vreo 40, să nu îi mai fac pe oameni ca pe mine, că Dumnezeu vrea să ne facă Dumnezei numai la nivelul desăvârșirii a ceea ce avem noi. Nu vrea să ne facă acum Dumnezeu ca pe El, neapărat fix ca pe El, nu. Și atunci s-a mai luminat omul la față și zice, dar mi-a venit suflet, inima la gură. Pentru că noi întotdeauna credem că suntem datori ca ceea ce facem noi să așteptăm și de la ceilalți să facă exact ca noi. Nu este bine. Ar fi chiar păgubitor. Vă imaginați acum o societate care să aibă numai șefi, care să aibă numai oameni pe funcții de conducere. Păi ce s-ar întâmpla? Cu mătura nu trebuie să dea cineva? Dar de la Raded nu trebuie cineva să vină să sudeze o țeavă? Instalatorul nu trebuie și el să mănânce o pâine? Păi ce facem? Trebuie să fim toți la fel? Nu. De asta Dumnezeu a dat unuia un talent, altuia doi, altuia cinci. Dar cel cu cinci talanți nu trebuie să se uite așa, ce, Doamne, ce, vezi că ăla muncește cam moale. Eu am făcut 3 doctorate cu tare și... Nu. Tu le-ai făcut pe ale tale, să fii sănătos. Ce trebuie să învățăm noi astăzi, pe în această frumoasă zi a praznicului nașterii Domnului? Să ne ocupăm de linia pe care alergăm. Dacă ne uităm pe culoarul celălalt, nu facem bine deloc. Și să ne intre bine în cap că Mântuitorul nu a apreciat neapărat la Maria că ascultă,
ci că împlinește porunca lui Dumnezeu, aceea care spune să nu te uiți în ograda vecinului, să nu te faci mărturie mincinoasă. Vedeți? La un moment dat noi apreciem ceva, dar cu siguranță că adevărul stă în partea cealaltă. Trebuie întotdeauna să ne problematizăm. Poate că nici anul ăsta n-am înțeles chiar de tot, dar măcar ne-am străduit. Măcar am luat lucrurile altfel decât am crezut până acum sau am lăsat pe alții să se acopere. Să știți că și eu am foarte multe ispite vis-a-vis de oamenii care vin și îmi spun că nu pot veni la biserică pentru că ei sunt firi foarte active. Și am spus, dar nu e nicio problemă, dar nu trebuie să fiți ca mine. Eu vin la biserică, în afară de faptul că îmi place foarte mult, vin la biserică pentru că aici am întâlnirea cu cei cărora le-am promis că stăm de vorbă și că mă întâlnesc cu Dumnezeu în slujbă, dar mata poți să te întâlnești cu Dumnezeu în slujba pe care o faci. Și dacă muți două piete de colo-colo, te poți întâlni cu Dumnezeu. Poate mai repede decât mă întâlnesc eu aici, dacă mi-a mintea cine știe pe ce coclauri. Și atunci le spun, uite care e treaba, dar măcar din când în când și măcar pentru foarte puțină vreme, să veniți să marcați și voi momentul acela. Că și eu din când în când mai mut o piatră pe acasă, mai la agenda pe care o am, și știți că mai am câteva mii de mesaje la care încă n-am răspuns, îmi permit de două ori pe săptămână, câte 3-4 ore să stau pur și simplu în grădină și să ud grădină, să ud gazonul. Atunci când am făcut grădina, meșterul, grădinarul, peisagistul de... Mi-a zis, zice, părinte, după ce terminăm, vă fac și un sistem, ce sistem? De udare, adică cum? Zice, îl programăm la ora cutare, bă, stai puțin așa, și plăcerea mea unde mai este? De ce mi-am făcut grădină? Să-mi ude ceasul? Nu. A fost întrebat odată un duhovnic, ce a făcut ieri? Zice, am spovedit niște roșii. Era în perioada de primăvară, când roșiile trebuie copilită, trebuie îngrijită, mai iei ce e în plus. Păi, dar nu asta facem noi cu păcatele? Vine omul ca vrejul de roșie și e stufos așa și nu mai poate să crească roșia. Rămâne atâtica. Deși nu e roșie sherry, ca să fie o virtute să rămână atât, rămâne atâta roșia. Dacă nu știi să o privești, să o copilești, să o aranjezi, asta înseamnă. Și omul și-a traduce. Am spovedit niște roșii. Și mie îmi place să spovedesc gazonul și... Însă am o problemă, mă gândesc dacă nu cumva comit vreun sacrilegiu, adică zic, bă, da, uite, mă așteaptă 3 ore, poate aveau alții nevoie să fac altceva. Nu, trebuie să mă mai așez și eu, pentru că dacă fac numai un fel de lucrare, nu pot să-l fac desăvârșit. Dacă nu am și eu mintea așezată să văd și cum se spovedește gazonul, cum se spovedește pomișorii aia pe care am pe lângă ei, că mai am și cât o foarfecă mână, mai ud pe acolo, mai fac. Ei, este foarte important ca în viață să facem ceea ce la ceea ce se referă Mântuitorul. Ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Păi dacă aș sta eu acum în fiecare zi de dimineață până seară numai la biserică să ascult cuvântul lui Dumnezeu, m-aș întreba așa acasă, cine mai face câte o trebușoară? De aceea, praznicul cel mare al nașterii Domnului ne învață un mod de viață, acela de a asculta și de a și executa. Trebuie să fim și organul deliberativ, dar și organul executiv. E adevărat, în familie poate ne mai împărțim, la unele luăm decizia noi și la altele ia soția și după aia e invers. Dar când e vorba de invers, noi ne cotim și asta este. Trebuie să fim sinceri până la capăt. Important este că astăzi este o zi deosebită, în care, dacă suntem atenți, nu mai îndreptăm atenția către cel care nu face ceea ce facem noi. El face ceea ce face el și este bine așa, pentru că întotdeauna Mântuitorul ne răspunde nouă. Te îngrijești de multe, dar un singur lucru trebuie. Dacă s-ar fi dus Maria la Mântuitorul să zică despre sora sa, zice, Doamne, nu vezi că asta nu stă să te asculte? O să zică, Mario, tu te îngrijești de multe, văd că mă asculți aici frumos. Marta și-a luat
și a ales partea cea bună care nu se va lua de la ea. Sunt sigur de acest lucru, dar nu într-o siguranță de asta așa de psihiatrie, ci sunt sigur că dacă suntem atenți cu celălalt și lăsăm să fie celălalt, nu noi, înseamnă că avem dreptate. Și asta se întâmplă și de la catedră, și de la funcția de părinte, și de la funcția de bunic și așa mai departe. Trebuie să-i lăsăm pe ceilalți să fie ca ei. Acesta cred că este mesajul de astăzi al praznicului nașterii Domnului. La mulți ani și spor în toate, să vă dăm Dumnezeu!